În legătură directă din Târgu Mureș, domnul Ioan Sabău Pop, profesor universitar la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș, membru al Curții Internaționale de Arbitraj Comercial, a afirmat: statul român a restituit păduri, terenuri agricole și clădiri în valoare de 60 de milioane de euro. Domnule profesor, bună seara! Cât este de gravă situația în opinia dumneavoastră și dacă am putea avea o dimensiune a cât s-a retrocedat de facto în Transilvania unor, așa zici, urmași de grofi și ce mai sunt ei? Da. Deci, domnule Gâdea, bună seara, dacă mă auziți, da? Da. În contextul pe care îl prezentați dumneavoastră, nu știu cât timp avem la dispoziție, însă sunt de constatat câteva lucruri. Cu tot respectul, dați-mi voie să aduc câteva corecții. Este vorba de peste 60 de miliarde de euro și nu 60 de milioane, cât s-a afirmat. Cred 60 de miliarde de euro s-a retrocedat în Transilvania? Peste 60 de miliarde de euro au fost făcute evaluările în anii 2014 și privește revendicări. Cine a făcut aceste evaluări? Orașului. Aceste evaluări au fost făcute de un grup de economiști, printre care a fost și domnul român care a venit din America și care a făcut aceste evaluări acum 10-12 ani. Se numește profesor universitar. Deci 60 de miliarde, ce înseamnă asta? Da. Păduri, localități, clădiri, deci, școli? Înseamnă păduri. Ca să vă faceți o idee exactă, în județele Mureș și Harghita sunt revendicate, s-au revendicat și pe cale de revendicare peste 230 de mii de hectare de pădure. După aceea... 230 de mii de hectare Toplița, de pădure. De pădure. După aceea, da. Ați discutat, am văzut de urmanții, cunosc foarte bine acest caz și se dă de gol chiar urmașul său, acest, așa zis, urmaș Sobo Coloman, care vorbește că era vorba de fratele străbunicului. Ori după legile românești, nu este în grad de rudenie prevăzut de lege până la 4-a grad inclusiv. Deci este o persoană care primește o moștenire ce nu se cuvine, pe lângă faptul că era criminal de război acel urmăț. Auziți, am o rugăminte la dumneavoastră. După aceea, o altă corecție care... Doar o secundă, pentru că am convingerea că aveți lucruri importante de spus. Mi-ați fost recomandat de către jurnaliști care au investigat acest subiect ca fiind dintre cei mai buni profesioniști pe această chestiune. Luăm o scurtă pauză, continuăm dezbaterea și arătăm și niște imagini din... cu alte clădiri retrocedate, școli și așa mai departe, din Mureș. Pauză, ne întoarcem. Și suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Ioan Sabău. Domnia sa vorbește despre o sumă uriașă, retrocedări în valoare de 60 de miliarde de euro. Vă rog, domnule profesor. Deci vreau să spuneați păduri, da, deci, domnule... 200 și... repetați, vă rog... La ce... Deci am spus înainte. Da. Am spus înainte de pauza publicitară că sunt peste 230.000 de hectare pădure și pășuni revendicate de urmașii foștilor optanți unguri, optanți fiind numiți de către tratatul de la Trianon, persoanele care doreau să opteze pentru o altă cetățenie decât cea a României după alipirea Transilvaniei la România. Dacă îmi dați voie să lămurim câteva lucruri, pentru că mie îmi plac discuțiile riguroase și de aceea de foarte multe ori la multe televiziuni se bagatelizează această problemă. Am văzut că și la dumneavoastră domnul Pieleanu, puțin cu tot respectul față de el, privește lucrurile astea așa mai la suprafață, trebuie să pătrundem intruziv în fondul problemelor. Și atunci am vorbit de peste 60 de miliarde. Am vorbit de profesorul Anghel Rugină, nu mi-a adus aminte de la început numele lui, pentru că stau aici în studioul dumneavoastră și în așteptare. După aceea, aceste bunuri toate au fost în niște evidențe și inventare la prefecturi, la Regia Națională a Pădurilor, la direcții silvice, la consilii județene și au fost scoase din inventar odată cu retrocedarea lor. Și atunci, acolo, scoaterea din inventar s-a făcut pe baza unor evaluări. Erau evaluări minime. Suma de 60 de miliarde de euro este o valoare minimă. Apoi,
s-a discutat de 3,2 tone aur. Aceasta era situația datorită evaluărilor noastre făcute de noi la forumul Transilvania Furată în anul 2012. Pentru că între timp au mai apărut documente, aflăm astăzi că statul român a despăgubit prin fondul agrar de la Bal din 1927 până în 1933 foștilor optanți, a căror listă eu o am, sunt 680 de poziții și a dat în jur de 4,5 tone aur, echivalent în acest tonaj de aur, coroane aur și franci aur, prin fondul agrar. Statul român, prin Ministerul Finanțelor, prin Ministerul Agriculturii și Domeniului din acea perioadă și prin Banca Națională, a făcut aceste vărsăminte de plăți. El ieșind din joc, redevenind proprietarul acestor bunuri, în special păduri, pășuni, izlazuri și terenuri agricole, pe care le-a dat la reforma agrară în 1921 până în 27 celor întreptățiți. E o discuție foarte mare și cu reforma agrară. Nu știu cât timp am ca să pot să vă lămuresc acest lucru, pentru că deseori se întâmplă că rămânem, mă scuzați, cu vorba în gură și nu reușim să spunem foarte multe adevăruri legate de o cercetare pe care eu am făcut-o, atât ca avocat și cât și ca profesor, legată de documentare foarte serioasă. De aceea dați-mi voie să vă spun acest lucru legat de acest aspect. Pentru că nu este o problemă a justiției, este o problemă instituțională de reglementare din 1991 până în zilele noastre, deoarece s-au creat instituții, autorități, organe, anume pentru a jefui. ANRP-ul este un exemplu, Fondul Proprietate un alt exemplu, iar legea 247 din 2005 a fost adusă din Ungaria în buzunar și pusă pe masa Parlamentului Român și aprobată prin asumarea răspunderii guvernamentale. Este foarte grav acest lucru. Știm cine a fost premier în anul 2005, cine a fost ministrul justiției și de atunci s-a dezăgăzuit acest aspect foarte tare. Pentru că vreau să vă mai spun, 85 de clădiri s-au dat în Sibiu, peste 70 în Cluj, Târgu Mureșul s-a golit. Tendința este aceea de a goli centrele orașelor transilvane de instituții și de români. Aceasta este situația foarte clară. Nu avem o problemă cu maghiarii propriu-zis, pentru că aici există o manipulare, există în spate niște interese în care sunt cuplați atât lideri unguri cât și lideri români, fără nicio discuție. Vedem în procesele care se desfășoară foarte puține, de altfel, legate de acest aspect. Dacă o luăm pe rând, sunt câteva lucruri foarte importante. S-a spus la dumneavoastră în emisiune că și alte instituții românești au primit, cum ar fi Biserica Ortodoxă. Este foarte puțin adevăr în asta. Astra, care a fost cea mai serioasă asociațiune, nu a primit nimic. Dacă Astra ar primi jumătate din averile care le-a avut și au fost confiscate de statul comunist, ar fi mai bogată decât guvernul României. Peste 150 de clădiri ar avea numai în județul Sibiu. După aceea, Fundația Gojdu, nu s-a restituit nimica. Fundației Gojdu și Astrei i s-a refuzat recunoașterea că este continuatoare a vechii fundații, Astra, închipuit să înființată în 1861 de către Andrei Șaguna. Dar, în același timp, grupul etnic german are ca urmaș pe Federația Germanilor din România sau Forumul General din România, statusul romano-catolic înființat în 2002 la Miercurea Ciuc este urmașul statului romano-catolic anterior. Asociația Bunurilor Private ale Ciucului este urmașa vechii asociații private a bunurilor Ciucului, care încă din perioada lui 1850-1852 a fost preluate de către statul austriac și noi le restituim acum. Deci nu se recunoaște acestor entități românești de către aceeași instanță. Instanța din Sibiu refuză și respinge dreptul Astrei de a fi continuatoarea Astrei de dinainte de 1948, îi se refuză Fundației Gojdu de a fi controlată aceste fundații. De aceeași instanță admite că se înființează Fundația Bruckenthal, baronului Samuel Bruckenthal, foarte bine, a fost un om de cultură fără nicio discuție, dar această fundație încasează de la statul român chirie pentru muzeul Bruckenthal. Statusul romano-catolic cere restituirea tuturor clădirilor din Transilvania, care echipurile ar fi fost. Problema dacă vreți cu Târgu Mureșu,
Da, Târgu Mureș este foarte important, ca să știți, colegii Unirea este cel mai elocvent exemplu. Chiar acum s-a încheiat un proces legat de alungarea românilor din acel colegiu. Cum au reușit să ia în instanțe proprietăți care, așa cum spuneți, multe dintre ele, deci primiseră despăgubiri, compensații, când au plecat din România de peste, spuneți, 4 tone de aur, ați dat mai devreme un update la această cifră. 4 tone și jumătate aproape, da. 4 tone și jumătate. Da, dar cifra de 3,2 tot de la noi vine, dar din anii 2010, valabil. Bun. Pe de altă parte, sunt probleme serioase cu privire la faptul că mulți dintre cei, cum am văzut cazul de mai devreme, sunt urmașii unor criminali de război. Cum le-a dat justiția, le-a retrocedat aceste zone uriașe de păduri, de pășune, clădiri, ați enunțat numărul lor, este impresionant, în Sibiu, în Cluj, în Târgu Mureș. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că și aici e o enigmă. Enigma se clarifică foarte ușor de către cei care se documentează și încep să cunoască problema. În primul rând, este reglementarea legală cu foarte multe echivocuri. Pe de altă parte, vă dau un exemplu, care nu s-a discutat încă pe la televiziuni. Este vorba de Ipși Trăznea. Ipși Trăznea, în septembrie 1940, a venit baronul Bajii și a văzut țăranii pe câmp că lucrau terenul, culegeau porumbul de pe terenul care cândva le-a fost ale lui, și știți că s-au făcut acele crime oribile, peste 250 de cetățeni au fost omorâți și au fost scoși copiii din pântecele mamei cu baioneta. Au venit urmașii acestui Bajii. A venit în Ipși Trăznea ca să revendice. Și sătenii s-au ridicat și au plecat după ce au aflat care a fost adevărul. Nu numai instanțele restituie, pentru că restituie și autoritățile administrative. Uh-huh. Mai mult decât atât, din punct de vedere politic, au fost foarte multe presiuni asupra comisiilor locale. O comisie locală sau județeană care are 20.000 de dosare de rezolvat, au fost amenințați către ANRP cu amenda. Eu cunosc situații când secretari de primărie sau primari au fost amendați că nu restituie unui grof proprietatea. Cunosc de asemenea situații în care parlamentari, cum era Chioariu, a trimis notificare prefecturii județului Mureș că în cazul în care prefectul nu dă titlul de proprietate unui fost grof, urmează ca să se facă dosar penal acelui prefect. Și multe alte situații de asemenea. Mi-ați cerut câteva exemple, v-am dat câteva, dar sunt mult mai multe. Dacă avem timp, putem să discutăm, știu eu, poate că chiar o săptămână. Eu vă promit că e doar începutul în seara asta. Un scurt fragment realizat de echipa lui Carmen Avram despre Târgu Mureș și despre această școală. Ți se rupe sufletul când vezi ce am se fost întâmplă? Am fost cu doamna Carmen Avram. Am fost cu doamna Carmen Avram într-un reportaj. Știu. Ia să vedem momentul cu această școală foarte importantă din Târgu Mureș, foarte pe scurt, pentru că în momentul în care vorbești despre niște cifre sau despre niște situații, înțelegi câte ceva. Când vezi imaginile, când vezi copiii, când vezi profesorii, când vezi clădirea, atunci s-ar putea să înțelegi un pic mai bine. Mai sunt 2 săptămâni din vacanța de vară și toate școlile din țară se pregătesc să-și primească elevii. Doar la Colegiul Național Unirea din Târgu Mureș, atmosfera de sărbătoare lipsește cu desăvârșire. Nici nu se face curățenie, nici nu se așteaptă cu nerăbdare prima zi de școală. În clădirea mică a liceului, unde învățau până acum copiii din clasele 1-4, săli goale, bănci răsturnate, planșe uitate, descriu trist ultimul capitol al unei istorii de peste o jumătate de secol. Mape ale elevilor, caiete, ce și-au mai păstrat ei cu speranța că le vor găsi la anul. Pe holurile pustii și prin clasele răvășite se plimbă cu lacrimi în ochi directorul colegiului. Știe că azi ar putea fi ultima zi în care pune piciorul în această clădire. Și totuși încă nu-i vine să creadă. Cum e posibil, se întreabă, să se întâmple așa ceva cu o instituție care de peste 60 de ani a fost un simbol al educației de elită în Mureș? De când s-au eliberat sările astea, eu n-am avut tăria să intru în clădirea mică. N-am putut.
Întotdeauna când intrăm aici, ai freamă pe hol, copii, săl de clasă pusă la punct. E un sentiment tare ciudat și nu-l doresc nimănui. Îi e cu atât mai greu cu cât a fost ea însăși elevă la Unirea și a prins vremurile de aur ale colegiului. Încă de atunci a înțeles că se află într-o școală remarcabilă și nu doar pentru că erau copii buni și profesori de elită, ci și pentru că aici erau adânc înrădăcinate de multe generații două principii, al toleranței și al respectului față de alte culturi. A fost una dintre acele școli mixte gândite de regimul comunist pentru ca diferitele etnii din Transilvania să învețe să se cunoască mai bine. Și a reușit, până în 2015, când interese de tot felul au dezbinat Unirea. Din acest an școlar, elevii români vor fi despărțiți de colegii lor maghiari. Primii se vor muta în clădirea mare a colegiului, iar ceilalți în cea mică, rebotezată acum Liceul Teologic Romano-Catolic. Nici nu vreau să mă gândesc ce va fi concret în toamnă, când se va ști de toată lumea că aici va fi o școală și dincolo alta. Este un pas important și cu repercursiuni pentru viitor, asupra tuturor, elevi, cadre didactice, asupra întregii comunități locale. Temerile directorului se adeveresc în prima zi de școală. Kedves diákok, veletek együtt ünnepeljük ennek a tanévnek a kezdetét. Data aceasta au fost în curtea mare a școlii două festivități de deschidere. De la ora 9 am avut noi, Colegiul Național Unirea, prima zi de școală, deschiderea festivă, iar de la ora 10, colegii noștri din clădirea mică, nou înființată școală, Liceul Teologic Romano-Catolic. Elevii maghiari au sărbătorit ziua cu entuziasm, discursuri, rugăciuni și celebrități locale. Însuși episcopul romano-catolic de Alba Iulia a binecuvântat noua școală de la Târgu Mureș. A volt Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium 67 év után új életre támadt, 48-ban zárták be a kommunisták. A gondviselés úgy intézte, a meggyilkolt iskola új életre támad. Éppen azért öröm ünnep a mai nap. Elevii români n-au sărbătorit deloc. N-a avut nimeni dispoziția necesară. Pentru prima dată în 60 de ani, atmosfera a fost sumbră. Deși nimeni nu o spune deschis, toți se tem că e începutul sfârșitului pentru acest colegiu de renume, pe care, cred mulți, cineva l-a vrut cu obstinație curățat de elevii români. Lucrurile s-au schimbat peste vară la solicitarea părinților și a unor cadre didactice de la secția maghiară. Eu, ca director al școlii, nu am fost întrebată dacă sunt sau nu de acord cu această mutare a ciclului primar și gimnazial. Nu a fost întrebat nici inspectoratul școlar județean. Pur și simplu au avut loc aceste ședințe cu părinții claselor 0-8. Eu am fost invitată și mi s-a spus că ei au fost foarte mulțumiți de toată educația și tot sprijinul pe care l-au avut în școala noastră și credeți-mă, așa și este. Dar își doresc să facă parte doar dintr-o școală exclusiv pe secție maghiară. Acesta este efectul legilor privind retrocedările adoptate cu ochii închiși de toate guvernele din anii 90 încoace. Profitând de irresponsabilitatea legiuitorilor, persoane private și diverse instituții maghiare au început să ceară și să devină stăpâne absolute peste clădiri, terenuri și uneori orașe întregi din Ardeal. De departe însă, cele mai îndrăznețe în revendicări sunt Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia și alte câteva culte, care au solicitat până acum 2500 de imobile în Transilvania, spre disperarea autorităților locale care prevăd consecințe dezastruoase. Am cerut stoparea acestei legi blestemate când s-au apărut scandalurile cu retrocedările. Pentru că o lege când o pui în practică, nu trebuie să stai liniștit în Parlament, ci efectele le produce în teritoriu. Ori aceste efecte trebuie canalizate din când în când. Că au produs jaf, au produs haos. Trebuie să-i pună la despăgubiri și să alu popor. Cum a făcut Ungaria? Cât ai avut? Păi jumătate din Budapesta, 75.000 de dolari. Puteți să ai jumătate din Europa, 75.000 de dolari maxim. În acest război... Bun, domnule avocat, domnule profesor, se mai poate face ceva în momentul de față? Sau pur și simplu numărăm câte clădiri, câte păduri, câte pășune, câte și mai câte au luat castel, am văzut în Toplița. Ce, mai e ceva de făcut sau pur și simplu trebuie doar să ne mulțumim cu această nouă realitate, domnule profesor?
este de făcut și în acest ultim ceas. Vă relev faptul că în 2014 am propus guvernului Ponta, când a apărut legea 165, o propunere de 13 articole, o nișă legislativă privitoare la aceste chestiuni, și? Care a fost total ignorată. Total ignorată. După aceea, era foarte necesar să se supună revizuirii toate restituirile bănuite ca fiind frauduloase. Aici nu avem o problemă cu românii sau cu maghiarii. E corectă afirmația în acest sens, pentru că sunt niște manevre bunoare în legătură cu Colegii Unirea. O să rămâne surprins, eu sunt de partea copiilor maghiari, pentru că copiii maghiari au fost atrași într-o cursă împreună cu părinții în acest fanatism pro-hungarist ca să le creeze nemulțumire. Închipuiți-vă acelor copii care de 2 ani urmează acest liceu teologic nelegal, nelegalitate constată de instanță, a fost avocatul Colegiului Unirea sub semnatul și iese la DNA anchetă. Vă dați seama, acești copii nu li se recunosc foile matricole. A venit la mine o delegație de părinți maghiari să mă întrebe ce este de făcut. Nu interesează pe cei care manipulează, pe episcopul care l-ați văzut și pe alții, pentru că doresc aceste nemulțumiri să crească, să explodeze în secuime și peste tot, să ducă cu autocarele la Bruxelles și să demonstreze pe acolo și ca chestia cu ținutul secuiei și așa mai departe, nedreptățile care li se fac. În spatele acestor vitrine sunt niște manipulanți care sunt purtătorii pro-hungarismului, să fie foarte clar, care s-a născut în seara zilei de 4 iunie 1920, când a fost semnat tratatul de la Trianon. Și de atunci până în zilele noastre, Orban este doar o secvență. Vă dau doar două exemple. Corona Sfântului Ștefan are o cruce care este îndoită. Au îndoit-o în 1920 și au spus că această coroană se va îndrepta când Ungaria se va uni. În Parlamentul Ungariei, de unde ați arătat secvenția, există o sală alăturată unde se depune jurământul de către parlamentari. Sunt 9 movile de pământ din toate provinciile istoriei ale Ungariei. Acolo depun jurământul parlamentarii ungari în ideea că cândva aceste movile vor fi reunificate. Această psihoză relatată documentat de către Raul Șorban, academicianul Șorban, un mare cercetător, pentru că eu nu vorbesc de la mine ce vă spun, vorbesc din documente foarte serioase, nu sunt neapărat părerile mele, sunt concluzii pe care le-am tras de-a lungul timpului, pentru că rău iese la o altă rădăcină. Acea restituire a Colegiului Unirea nu trebuia să se facă, pentru că liceul Lucian Blaga, știu eu, din Sebeș, nu este al lui Lucian Blaga, poartă doar numele. Dacă acest liceu s-a numit cândva catolic, nu înseamnă s-au reformat că și este al Bisericii Catolice. Liceul romano-catolic, despre care se vorbește, a fost construit din fonduri ale poporului român în 1898-1900, toți locuitorii din zonă, deci era Ungaria. Statul ungar l-a cedat statul român ca bun public și nu ca bun privat, cum revendică acum biserica. Sunt foarte multe aspecte, se poate face ceva, însă există o letargie totală, trădare de adevăratele. Statul român, prin autoritățile sale, nu are o reacție corespunzătoare legată de acest aspect privitor la retrocedări și lasă în continuare ca această hemoragie să nu se mai oprească. Pentru că mai este relevant un singur lucru. La discuțiile tratatului de pace de la 1920, Ungaria, condusă de Aponii, comisia, delegația ungară, a spus un lucru. Noi suntem progresul Transilvaniei. 80% din proprietățile Transilvaniei sunt ale noastre, ale maghiarilor. Și ca un ar peste timp, în urmă cu 3 ani, a spus acest lucru la Tuzna, atât Orban, cât și Marco Bela, că 80% din zona ținutului secuiesc este proprietatea maghiarilor. Este pericolul foarte mare și are o bătaie lungă, o țintă foarte îndepărtată. Și vă spun asta cu toată responsabilitatea, fără să am vreo problemă, pentru că vom continua, domnule profesor. Maghiarii sunt problema. Problema sunt legile noastre și absolut autoritățile statului român. Cauza este în români și nu în maghiari. Absolut. Vom continua și vom arăta și în alte seri, în mod documentat, care sunt zonele care au fost retrocedate. 230.000 de hectare retrocedate în Transilvania urmașilor, grofilor și a altor personaje despre care noi, în momentul de față, în mod întemeiat, avem dubii foarte mari că ar fi, de fapt, urmași de